Bună dimineața tuturor! Să știți că dorul codrilor seculare au readus-o acasă și pe îndrăgita actriță Lidia Frunză, cea care mereu a depus eforturi ca să ne facă să zâmbim mai mult și să răscolim în soarele din sufletul nostru. Bună dimineața, Lidia, și bine ai venit la Moldova! Bună dimineața, drag Dumitru! Hristos a înviat la toată lumea! Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație! Sunt foarte emoționată și flatată pentru invitație, că îmi ziceam eu, dar cu ce ocazie să vin dimineața, ce să spun eu lumii, cine sunt eu, dar m-am gândit că dacă mă chem, știi tu pentru ce și nu inviți toată lumea aici. Eu mă bucur foarte mult că totuși ai rămas la fel de modest. Deci că ai fost cumpătată în purtare, știm foarte bine și poate că din acest am motiv... Nu, chiar n-am fost cu minte în tot timpul. Da, dar asta e viața, înțelegi? Și dacă ar fi să o mai fac o dată, aș face-o. Fie că noi ne construim pe asta. O să ne construim și în continuare ca să susținem cu succes un dialog, dar mai întâi să le reamintim telespectatorilor. Dacă tu tot spui că mulți oameni te-au uitat, să le reamintim în dimineața asta cine a fost Lidia Frunză și cu câte zâmbete ne-a ajutat ca să mergem înainte. Mersi, chiar sunt curioasă. Atenție la ecran, prieten. A venit să ne pune găinile. Doamne, mai culița, Doamnului! Să plăște varnuși cu aștete cartoșelile din cuib. A fost ceva grozav. De unde v-ați adus pașinuța? Când de unde? De la mama. Fac cu ea ce vreau. Prin moștenire, va să zică. Așa este. Zaporojeț. M-am obișnuit. Bine, doamnă. Și ce ani de fabricație are mașinăria dumneavoastră? Cum ce ani? Exact la mine, 35. Cum, doamnă, și cu vechitura asta vrei să câștigi și bani? Da! Mâncă! Ia că așa am venit eu la mine tale. Scoate-mă tale colțurul și al cu lei. Așa? Și dă să-i schimb în dolari. Am? Zic, dă-mi niște lei, mâncă, împrumută niște lei, că vreau să mă apuc de lucru. A, de lucru am, dacă mă cam de lucru, pe noi, oi, dușe mormânt, câte vreo două nușe am să-ți scot din pod din încerc, că nu ne le-au furat vreo două fașule acolo, am așa. Lei, mâncă, lei! Părintiu, dar unde ai văzut tu? Un actor, ulei la ciora. Dar, măcar, suntem artiști. Artista ai rămas și în continuare. Mai păstrezi în memoria acestei imagini? Ce valoare au pentru tine? Eu mi-aduc aminte cu Valentin Delischiu cum am făcut treaba asta așa dintr-o răsuflare. N-am scris-o, pur și simplu ne-am spus despre ce să vorbim. Era o improvizație și eu nu... niciodată n-am iubit să mă privesc la televizor, era catastrofă. Ziceam, gata, asta e ultima oară, dacă se desface pământul, mă duc acolo. Dar o reluam de la început. Ce gânduri te-au copleșit astăzi când ai pășit pragul televiziunii? Mi-am zis că e ceva ireal, zic că a fost odată ca în povești și mi-a spus o doamnă, zice, sunteți actriță și chiar vă teme, zic, da, mă tem, întotdeauna m-am temut. Am avut și cazuri când îmi curgea sânge de nas, dar când făceam pașii în scenă, venea o energie spre mine și atunci nu mă mai puteam opri. Dacă tu ești tânăr și îmi pare bine că mi-ai vorbit, că adică îți făcea plăcere și aveai o bucurie în inimă când mă vedeai la televizor. Eu știu că nu toată lumea mă iubea, de altfel nici eu nu iubesc pe toți, dar bine, respectam. Ceea ce am făcut eu, am făcut-o cu sufletul și am împărțit lumii ceea ce puteam să spun, am făcut așa cum puteam. Am avut reflexii, vreau să-ți spun, că adică eu și cu Gheorghe Urschi stricăm spectatorul. Bine, dacă cineva poate să-l facă mai bine, n-au decât. Eu știu că în ultima vreme foarte multă lume se întreba unde este Lidia Frunză, ca mai apoi să aflăm noi că dragostea ți-a deschis hotarele spre Franța. Ai trăit și experiențe frumoase acolo și poate experiențe mai puțin plăcute. Dar vreau să știu că dacă conștient cu adevărat ai închis cortina activităților tale aici.
A, nu. Eu cred că niciodată nu o să se închidă cortina, fiindcă când rupe, adică eu îmi ziceam, am să întorc o pagină, trebuie să fac ceva și pe urmă am realizat că eu am schimbat cartea. Cartea s-a schimbat, dar mie a rămas școala actorului, maestrii actorului, care s-a Andreiul Șcurea, ne-a dus de mână pe scenă, ne-a făcut să știm sistema lui Stanislavski și Mihail Cehov. Și întotdeauna când eram în situații grele, spuneam, Lidia, tu ești acum într-un spectacol prost, joci un rol rău, dar cortina o să cadă și tu ai să ieși. Și în Franța cochetez cu viața artistică. Vreau să să menționez în dimineața asta că tu și împreună cu o echipă de creație ați pus în scenă spectacolul Păsările tinereții noastre, limba franceză. Da. Franceză exact. Cu Mihai Țărnă. Da. Ce impact a avut asupra publicului francez dramaturgia neamului nostru? Au fost oameni care după spectacol au venit și au zis merci, madame. Au fost oameni moldoveni care au venit și mi-au pupat mâinile spunând, doamnă Lidia, ne-ați adus acasă. Eu au fost și oameni care mi-au spus, sunteți o mare artistă, dar eu am zis mulțumesc că am zâmbit și nu trăiesc cu asta. Astăzi, din câte am înțeles eu, munciți în cadrul unui muzeu în Franța. A, eu astăzi sunt înconjurată de Buddha. Exact. Prin ce fel de art peregrinați acum? Ce faceți la moment? La moment ce fac? La moment sunt în Moldova, niciodată n-am plecat din Moldova. Asta vedem și imagini, v-ați revăzut cu unii colegi. Da, ne-am regăsit cu colegii noștri care cu medii muzicale. Am terminat cu profesorul nostru, marele maestru Sandri Ion Șcurea. Și ne-am adunat cei care am putut să venim, să ne ducem la mormântul lui Sandri Ion Șcurea și să mai luăm o lecție de la dumnealui. O lecție de omenie, zic eu. O lecție de omenie, cred eu că am luat și noi în dimineața asta de la dumneavoastră. Noi vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Timpul ne prestează, știu că sunt foarte multe lucruri de discutat, dar nu închidem cortina până la capăt, pentru că știu că undeva la un colț de suflet vrei să revii pe scenă, vrei să le reamintești oamenilor despre tine. Nici nu ai plecat. Dar sigur că am să revin. Cred că cei care au criticat într-o anume perioadă evoluția ta și a domnului Gheorghe Urschi, acum regretă, pentru că la capitolul umor, din păcate, nu prea strălucim, pentru că unii oameni s-au ascuns în umbră, alții preferă să iasă cu niște texte care nu-i fac deloc puternici. Mă rog, este și asta o părere. Mă rog, dar umorul este un stadion, toată lumea aleargă cum poate. Așa, alergăm și noi, mergem înainte. Mulțumim frumos, Lidia Frunză a fost alături de noi. Mulțumesc mult, încă o dată Hristos a înviat și vă mulțumesc și vă iubesc.